Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. De data asta fără plimbări. Și este vorba de o mică mare reparație, să zic așa. După ce m-am răsturnat cu Raptorul, am avut mai multe probleme. Direcția a trebuit să o fac, deci e ceva neregulă, nici acum nu sunt sigur dacă am făcut direcția cum trebuie. Și la 2 săptămâni, să zic așa, am mai dat o tură cu el, după care am rămas cu el pe drum, pur și simplu nu mai intra în viteză, mi-a sărit din viteză și m-am întors acasă după CF-ul și l-am tractat. După ce l-am adus, am încercat să depistez care e problema. Foarte greu mi-am dat seama, pentru că nu cunosc foarte bine modelul, nu mă pricep la așa ceva, la reparații capitale, dar am mai întrebat în stânga, în dreapta și am desfăcut și am găsit problema. Așa că vreau să vă arăt și vouă prima oară cauza care a fost e că am pierdut piulița de la lanț de aici, de la pinion. Da, mi s-a desfăcut piulița, am pierdut-o și pur și simplu mi-a sărit și nu mai intra în viteză. Dar pe lângă asta am desfăcut și la ambreiaj și aici a fost altă problemă. Tija schimbătorului, da, de aici. Efectiv asta e tija care duce cu axul în partea cealaltă la schimbătorul de viteze, da, era sărită. Aici are niște dinți. Nu știu cât de bine se vede. Aici are niște dinți și era sărită. Și asta s-a întâmplat din cauza faptului că aici rulmentul ăsta, da, unde vine cablul pe capac și împinge în rulment, da, când schimb vitezele. Acest rulment avea un distanțier, seamănă ca o șaibă. Așa, asta vine aici. Exact așa. Fantastic cum sună și. Telefonul. Dar, așa. Acest distanțier, din cauza faptului că eu la capac, da, la cablu de ambreiaj, are un arc, o să vă arăt imediat, și arcul care era rupt, da, pe capac are un arc care îl ține ambreiajul atacat, tocmai ca să nu cadă, da, și ai distanțierul ăsta, că am înțeles că e așa se numește distanțier. Și din cauza aia, că mi s-a rupt arcul, a căzut, asta se și vede că e, da, e și ruptă și e și ciupită, și mi-a căzut aici jos și probabil a intrat în aici la schimbător în ăstea și mi-a sărit de acolo, din schimbător de pe dinți, din axul ăla, și asta a fost tot. Am desfăcut și capacul ăsta la ambreiaj, am găsit care e problema, în rest totul e funcțional. Aștept să-mi vină piesele. De vreo săptămână, 10 zile aștept după piese. Am comandat tot ce-mi trebuie. Și când mă voi apuca de lucrare, o să fac atunci
alt vlog ca să vă arăt ce fac și cum fac. Dar în prima fază despre asta e vorba. Asta s-a întâmplat în cazul meu, nu m-am mai plimbat cu raptorul, cred că de o lună și 2 săptămâni. Abia aștept să-l scol la plimbare, dar trebuie să aștept după piese, nu am ce să fac. I-am luat și arcul ăla, am cumpărat și rulmentul, că nu era scump, pentru că am văzut că aici are un o-ring care pur și simplu se mișcă stânga-dreapta și e mai mult ca sigur, e copt și e aici din fabrică. Și am luat și o-ring-ul, am luat și rulmentul ăsta nou, toate piesele originale Yamaha. Așa, ce-am mai cumpărat? Să-mi amintesc că... Deci, rulment ăsta, o-ring, arcul ăla și cred că am mai luat ceva, dar nu... Chiar nu-mi amintesc acum. După ce o să-l repar, o să-l scol la plimbare, mai facem un vlog atunci de plăcere și sper că nu mai am niciun necaz, nicio problemă. Și am cumpărat, bineînțeles, aici, da? Piulița, că nu se găsește, nu am găsit această piuliță absolut nicăieri. Deci am căutat peste tot. Și cu șaiba, are o șaibă care deblocat, care blochează piulița. Și la mine s-a întâmplat treaba asta pentru că nu a avut șaiba respectivă. Da, cine a mai umblat aici, cine așa, n-a avut șaiba și uite așa s-a... Mi s-a desfăcut piulița, am pierdut-o și asta s-a întâmplat. De asemenea, am mai schimbat și aici. Am cumpărat o coală de crânghierit și am făcut o garnitură pentru că îmi pierdea ulei, cu toate că garnitura asta era nouă. Și sper să nu mai am pierderi de ulei și să nu mai am alte probleme. După ce vin piesele, o să mă apuc de treabă, să-l fac și să-l scol la plimbare. O să mai verific și direcția, în rest e funcțional. 100%. Trebuie să-i schimb și uleiul, am zis că-i schimb și uleiul acum. Cred că o să-i curăț și filtrul de aer. Așa, în rest e totul nou. Lanț, pinioane, filtre, nu am ce. Etrierii, la fel, i-am cumpărat, că nu erau blocați. Plăcuțe de frână noi față-spate, bucșile sunt gresate. Da. Deci e absolut funcțional. Ia să vedem și câți kilometri am înregistrat. Uite, 63 de kilometri de când am pus kilometrajul ăsta. Am mutat un kilometraj universal pentru că e obligatoriu la RAR. Și aici e senzorul de kilometraj. Asta înregistrează, eu zic că nu înregistrează el cum trebuie, dar viteza clar, viteza nu indică ce trebuie. Că am mers cu el aproape în blană, pe stradă și după părerea mea zic că aveam 80-85 și el mi-arăta undeva la 68-69 maxim. Și ăsta e, aici am pus un șurub, da, pe... unul dintre astea de la Pinion. Am prins aici magnetul și apoi, după cum se vede, ce trebuie. Aici am sudat un L dintre ăsta. E perfect beton. Și cam asta e ce am vrut să vă arăt azi, care sunt problemele. În același timp aș vrea să le mulțumesc tuturor abonaților, pentru că
Am depășit pragul de 1000 de abonați și vreau să le mulțumesc tuturor celor care mă urmăresc și care s-au abonat la canalul meu. Asta am vrut să vă arăt azi. Raptor Under Construction și o să le readuc la viață în curând.